A venit ziua cea mare, astăzi voi coborî pentru prima dată în peșterile de pe acest modpack. Însă, înainte de a face asta, vreau să vă arăt ceva. Ultima dată am lootat un miner outpost la vreo 10.000 de blocuri distanță și din el am reușit să fac rost de foarte mult aur. Mai era ceva cupru, am luat destul de mult fier, multă mâncare pe care am prăjit-o pentru expediția de astăzi. Ăsta l-aș cam lăsa, deci iepurile l-aș cam lăsa, poate pentru un grifon pe viitor, dar de fapt deja l-am prăjit, nu mai contează. Și voi folosi acest aur de început pentru a crafta câteva mere. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Mă voi opri la 24 de mere enchantate, și enchantate aș vrea eu, 24 de mere de aur, pentru că aurul ăsta va fi el folositor cu altă ocazie, îți bune 2 stecuri de aur la casa omului. Însă fierul ăsta mă va ajuta. Aulă, stai, nu numai 2 stecuri, ia uite acolo, 3 stecuri, superb. Așa, acum merele o să le pun în partea asta. Am adunat destul de multe lucruri, le-am aranjat cât de cât acolo. Am aici template-urile, 4 am găsit din cele 18 sau 16 câte ar trebui să fie pe versiunea asta, cred că 16. Am mai lăsat aici din iteme oul de sniffer și mai avem aici lucruri random. Dar mi-am pus 4 blast furnace-uri și 6 blast furnace-uri ca să prăjesc totul. Acum, înainte de a merge în cave-uri, am niște lucruri destul de interesante pe care le-am văzut dacă intru la quest-uri. Pot să citesc despre combat, primesc experiență, citim și în partea asta. All shields have new mechanics from shield overhaul mode. Bashing, attack while blocking to perform a shield bash. This will stun the target for 1 second unless it's a boss. Deci pot să mă arunc cu scutul, dacă îl folosesc, în mob și le dau stun timp de o secundă, dar personal consider asta irelevant, nu ajută, cel puțin poate n-am întâlnit eu să ajute treaba asta. Nu-mi vine nimic în minte, niciun mob în minte la care să mă ajute. Dar mergem la reforging și zice aici tier 1 limestone. The limestone chunk is the first tier of reforging materials. It is found in the overworld obtainable by stone cutting a limestone block for 4 pieces or a diorite block for 1 piece. It can reforge to the following qualities: common, uncommon, rare și epic. Asta înseamnă că am de găsit limestone și atunci aș putea să dau reforge la itemele comune. Deci nu mai trebuie să craftez, cred că le aveam pe aici, 100 de chestplate-uri. Pur și simplu le pot da reforge. Și dacă mi-aduc bine aminte, aveam limestone. Uite aici, limestone chunk, pentru că am făcut rost de un anvil. De fapt, am chiar 3 anviluri, unul o să las acasă și unul îl iau cu mine. Mi-am pregătit în partea asta toteme, brașul, câteva torțe, acolo să fie ceva cărbune și voi mai lua niște lemn, dar vreau să testez reforge gear. Bun, pentru reforge voi lua ăsta, da? Deci e uncommon, mai rău decât common, l-am pus acolo. Pun o bucată de fier și un limestone. Îi dau reforge, ajunge uncommon și hai să-l las momentan așa, da? Îl voi pune pe mine pentru 1 viață în plus. Ce să-mi craftez? Hai că-mi craftez o pereche de buți. Să zicem că îmi trebuie, sau să-mi fac de diamant. Hai că am aici niște diamante, îmi fac o pereche de buți de diamant, da? Și îi, din fericire, uncommon. Acum la ce aș da? Mamă, asta a fost de afară. La ce aș da? Uite, o cască, mi-a dat o rară. Bă, da, pă bune, jocul ăsta mă trolează. Acum când am învățat, nu mai îmi dă nimic comun, totul îi uncommon. Hai atunci că o să dau la pantalonii ăștia, numai ca să testez treaba. Și require full durability, mă, îți bați joc de mine. Require full durability. Bine, fă o pereche de pantaloni atunci pentru full durability. Ia uite că acum mi-a dat common și dacă îi dau aici uncommon, rare, bun. Și dacă mai dau o dată, a, deci random, poate să pice oricare dintre ele.
că mi s-a părut inițial din common, mi-o dat uncommon și după aia rare. A fost foarte ciudat. Așa, deci îmi trebuie o bucată din ce-ai făcut, din ce-ai făcut armura și după acel limestone chunk. Voi lăsa aici casca sau hai că o iau cu mine. Iau totul cu mine, că dacă se sparg alea, măcar să fie. Fierul am deja, ceva fier la mine. Voi lua un singur stack, ar trebui să-mi ajungă, mai ales că acum știu tricul cu anvilul. Și tot lootul îl voi arunca în acest backpack. Pot lăsa harta, pot să mănânc cooked rabbit-ul. Și dacă dau tab, îmi explic aici la reforging că există pirită care se găsește în Nether. Dacă vreau de la uncommon, rare, epic și legendary, deci dispare șansa de common. Și dacă ajung deja în end, pot folosi galena, care scoate șansa la common și uncommon. Foarte multe lucruri despre care am povestit astăzi. Așa, am povestit despre destul de multe lucruri astăzi. Cred că v-am înnebunit cu toate detaliile astea. Așa că acum e momentul să cobor într-o peșteră, doar să găsesc o intrare puțin mai mare. Am găsit o intrare, dar vreau să vă arăt ce am mai găsit. Bamboo Creeper. Nu știu care e faza cu el, dar nu explodează. Foarte ciudat cu creeperul ăsta sau creeperii ăștia, că m-am apropiat de el, am trecut pe lângă el crezând că e bambus, dar aparent e creeper. Interesantă chestie oricum. Momentan vreau să mă arunc aici și sare. Bun, avem niște sare în partea aia, mai multă sare. Antimii din ăla. Aici am mai mult antimonii. Însă, un lucru, zice aici ora diorite block for one piece. Deci, teoretic, dacă le iau pe astea și le sparg într-un stone cutter pe care nu l-am cu mine, că dă, nu m-am gândit la treaba asta, atunci aș putea face foarte mult limestone și să-mi transform întregul gear în rar. Uitasem că am și unelte la mine, dar ar merge o schemă în felul următor. Fiți atenți cum facem. Iau 8 bucăți de cobblestone, că se adună imediat. Atât, am adunat 8 bucăți. Le transform într-un furnace, unde voi pune... Dă un cărbune de aici, da? Voi pune un cărbune să prăjesc 3 bucăți de cobblestone pentru a le face piatră. Fier am la mine în backpack-ul ăsta, bine că mi-am luat un stack întreg și voi face un stone cutter. Am acasă mai multe, dar nu mă întorc acum până acasă pentru un stone cutter pe care îl pot crafta imediat. Și voi lua niște cărbune din partea asta pentru că e foarte bine să-l iei în momentul în care intri în mină. Dacă te bagi în mină, e dezastru fără cărbuni, mergi pe întuneric, eu cum am shader, nu o să se vadă absolut nimic. Și lead-ul ăla era să-mi dea țeapă, n-am nevoie de el. Totuși, aș crafta atât, câteva torțe. Acum, dă-mi un stone cutter și dacă le pun acolo, pot lua lead, da, pot lua limestone chunk. Și într-un anvil din ăsta, din acel backpack, pot să-mi pun armura pentru a o face rară. Deci, dăm fier, nu cred că e o șansă atât de mică să o fac rară, dar vedem. Require Furdul Ability, mamă, am uitat de asta. Și am luat un pic de damage la el, asta este. Hai să-mi fac totuși o lopată, da? Legendară! Pă bune! Fix acum când vreau, hai că facem, că nu știu ce. Bun, arcul ăsta e deja rar. Bine, mi-o dați apă. Eu am zis că hai să vă arăt, facem o schemă șmecheră. Da, de unde atâta fericire? Am zis că nu vrea. Uite, pantaloni, stai, am pantaloni ăștia. Măcar i-am văzut, că de obicei schior și nu le văd. Atât, hai să te punem aici. Pac, pac, pac. Dă-i reforge. Rar, dar are minus 5 speed. Cum tată să ai minus 5 speed? Măcar are 7 armură. Ăștia normal au 4. Deci, minus 5 speed, dar măcar am armură ca lumea. Și cam atât. Nu cred că mai pot să dau la nimic. Oare ar merita să fac treaba asta? Hai că o să o încerc. Deci, iau un chestplate, îi common și dau reforge până la rar, da?
Epic, mamă, l-am făcut epic, o meritat, gata, răspunsul îl știm toți. Te pun aici, pantalonii ăștia și chest plate-ul să fie. Sau chest plate-ul ăsta chiar pot să-l arunc. Iau anvil-ul, stonecutter-ul, furnace-ul, n-am nevoie de el, să fiu sincer, pot aduna oricând 8 bucăți de piatră. Las anvil-ul, stonecutter-ul, pâine acolo, limestone-ul, îmi trebuie un backpack de netherite neapărat. Globul ăsta din Supplementaries, de ce l-am la mine, 2 secunde, la Earth, am zis că ia fac și eu 100 XP așa pe moca, dar îmi trebuie Earth Globe din Ad Astra, care e un alt mod. Așa, acum, eu am zis de vreo 5 minute că intru într-o peșteră, dar aparent asta nu e o peșteră, deci numai o intrare normală, mi-am luat țeapă cu ea, hai că mă rog în partea asta. Și sper să am puțin noroc mai în față și pe dreapta. Văd acolo ceva piatră. Sper totuși să nu fie piatră random pusă. Sper că pot eu să mă arunc pe undeva pe aici. Da, uite, teoretic aș putea să mă bag prin partea asta. Practic, da. Ia uite, aici ai peștera. Foarte bine. Sper că nu se oprește exact aici și mai pot eu coborâ. Ce e astea? Salut! Veridium din modul Create. Am înțeles, nichel. Măi, n-am nevoie de nichel, mulțumesc frumos. Văd că am găsit și două geode prin zonele astea. Am viață în plus, deci mă pot arunca pe aici. Am și toteme. S-a aruncat ceva. E ăsta, de asta nu mi-e frică. Hai, ghoulule. Îi din modul Graveyard. Și... mi-o spart ceva? Nu-mi dau seama. Safir. Nu știu ce ar trebui să adun de aici. Ai problema. Dar voi afla eu până la urmă. Și unde aș putea coborâ? Dacă mă uit pe hartă, aici e ceva mare, la Y36. Atunci voi coborâ în direcția aceea, da? Și în timp ce cobor, vreau să mai facem ceva. Însă îmi trebuie lumină. Neapărat, fără lumină, aparent nu funcționează pe aici. Ce e asta? Silver. Mulțumesc frumos, dar nu mă ajută silverul. A ajuns aici. Și ăsta are minus rich. Dacă fac rost de diamante, de fapt îi trebuie 100% durabilitate. Lasă-l atunci. Îmi fac unul? Am o idee. Deci, în această groapă, cu acest fier, cu acest limestone, pe care nu știu unde l-am pus... Bă, unde am... ok, fix acolo. Din nou, nu l-am văzut de ochi. Voi crafta un alt târnăcop. Vezi că și pe ăsta mi-l dă legendar. Facem pariurile. Legendar? Nu, dar rar. Deci, aproape la fel de rău. Acum, trebuie să mi-l dai common de jocule. Uite, așa trebuie să arate un târnăcop dacă îl craftez. Uncommon. Uite, la ăsta e mai greu un pic. Să-mi dea ceva ca lumea. Uncommon. Hai că fix, epic la final, superb. 10% dig speed, 5% speed. Doamne ajută. Hai că l-am rezolvat. Și acum să pun totul aici înapoi. Pac ăla, nu mai am limestone. Am făcut rost de un spațiu aici. Cobblestone am. Târnăcopul de diamant în cazul în care trebuie să iau ceva ce are nevoie de târnăcop de diamant. Și cam atâta. Pot coborâ fără probleme de aici. Ce-mi dă asta? Plus 10% dig speed, plus 5% speed. Am înțeles și ia uite. Mă voi cobor în partea aia. Dar, până una alta, ce voiam să fac, mă uit la acest Talent Tree. Și voi merge pe Rogue's Path. Din păcate, am stricat un punct acolo. Rogue's Path și fac dreapta. 1, 2, 3, ca să-mi dea 2,5 maximum health, o să cobor aici pentru viață și mă duc pe partea stângă pentru 3,5 attack damage. Voi avea aici niște viață, niște viteză și pe partea asta niște attack damage plus attack speed. Lethality, ok, deci am 3,5 attack damage, 6 range damage și 2,5 maximum health. Vreau să mă duc pe partea asta de assassin plus... cum se numește ăla, asasin plus ăsta la alt, arcaș, gata, am coborât pe aici, care dai în mine, nu dă nimeni momentan, creeper chiar friendly,
Zombiul ăsta văd că vrea un pic să ne, să ne ciondănim. Hai, prietene. Opa, de la 10 o trecut la 11,32. Nice, îmi place. Acum, voi coborâ pe aici și sper eu să găsesc diamante. Dar până una alta, glowing secure acolo și am văzut asta. Găsești pitcher plant și zone verzi? Timeless Grotto. Bă, ce tare e asta. Mult aur, tin lead. Tot ce aș vrea eu să găsesc pe aici îs diamante. Deci nimic altceva nu contează în afară de diamante. Totuși trebuie să fiu foarte atent prin aceste cave-uri ca nu cumva să dau de un mutant. Dacă dau de un mutant, Deep Slate, Uranium Ore, mai ales de un mutant enchantat, m-am dus. Pentru că în acel Woodland Mansion am dat de un skeleton mutant, dar am avut noroc că 1. Nu era enchantat și 2. Atât, nu era enchantat. A, da, și 2 că era blocat. Așa, și asta. Deci 1 că era nu era enchantat și 2 că era blocat acolo. Și atunci treaba a fost foarte simplă. Și creeper acolo pe dreapta, asta e cristal de jad, fier. Mai jos, mai jos spre diamante, numai să văd ce mă duce mai jos, uite, în partea asta. Ok, calcit. Băi, stai un pic. Una bucată ție și una bucată ție. Trebuie să cobor direct pe ei. Omoară-l, nu, că-s cam mulți pe aici. Ce-am găsit? Limestone. Oh, limestone. De asta trebuie să găsesc pentru chunk-urile alea. Ia uite, mini baby skeleton. Ok, baby skelet. Lapis. Asta pentru enchanturi. Clar te iau pe tine. Ignit din ăla. Deci pot să iau cu fierul lapisul, ceea ce e bine. Văd că mă atacă. Un schelet. Totuși, care-i faza cu scheleții ăștia? Ce mă deranjează, aș putea spune, că scheleții te nimeresc din orice unghi posibil. Deci scheleții sunt niște arcași cu o acuratețe extraordinară și apare mă și miros ca lumea. Deci nu se joacă ăștia, au un miros bun. Dar problema mea ajunge la pillageri. De ce pillagerii ratează în continuu? Voi lăsa aici lapisul, îmi iau niște mâncare și revenim la discuția noastră despre pillageri. De ce ratează în continuu? Eu aia nu înțeleg. Și asta aș vrea să mă faceți voi să înțeleg. Pentru că în mod normal n-ar trebui să rateze atât de rău, nu? Adică îs făcuți de aceiași oameni. De ce pillagerul ratează? Înțeleg că are arbaletă, dă mult damage, ar fi nașpa să te nimerească de fiecare dată. Dar de ce scheletul te nimerește de fiecare dată și când vine vorba de pillager, te ratează de lângă el? Adică n-ar trebui să aibă un 100% acuratețe dacă ești aproape măcar? Că de multe ori, exact cum am zis, îs lângă el, mă ratează și scheletul ăsta mă nimerește de acolo de sus. Știți cum îmi dă? Bă, nu că mă nimerește. Headshot, direct. 100%, dacă eram pe Earlcraft mă rupea. Sau pe un alt mod pe ce are modul ăla, deci nimerește capul și te rupe. Deci eu aia nu înțeleg. Oh, 2 stack-uri și 24. Super. A fost o... Așa. A fost un zăcământ chiar mare pe aici. Mai pot să adun, dar... Hai să mai adun totuși. Că o să mai am nevoie pe viitor, nu știu niciodată. Cine știe când mă mai întorc eu pe sub pământ, poate nu găsesc nimic, poate nu-mi place. Deci da, pune-l acolo să fie. Foarte mult limestone. Chiar dacă e din modul create, măcar merge combinat cu tierity ăsta. Gata, s-a rezolvat, luăm stone cutter înapoi. Și asta e întrebarea mea. De ce i-au făcut pe pillageri atât de ratangi? Scheletul te nimerește oriunde ai fi, pillagerul te ratează din fața lui. Și asta nu mi se pare, mi se pare urât față de pillageri. Ce, dacă îi mai închizi la culoare, că scheletul e 100% alb și ăstea îi mai închizi la culoare, gata,
Trebuie să fie atât de urât. Suplimentări, îmi dau niște fier și gunpowder. Bine. Trebuie să ne comportăm urât cu ei pentru atât. Nu mi se pare normal. Văd că limestone-ul îi păstă tot. Dar îi peste tot. Aoleo, urâtule. Nu te vezi de treaba. Îi peste tot din cauza modului create. Că probabil la modul create ai nevoie de mai mult limestone. Și dacă era doar din modul tierity ăsta, atunci era discutabilă treaba. Și apare nu era gunpowder, că era cenușă ce am primit de acolo. Încă o mică problemă, că tot îs pe aici prin peșteri și mă uit la chestii. Încă o mică problemă pe care o am cu modpack-ul de data aceasta. Păi că e plin de minereuri și în general modpack-urile sunt pline de minereuri. Lucru care nu pot spune că îmi place. Că văd în continuu, uite, silver, tin, mai găsim aici nichel, mai în față încă niște tin, s-a generat ceva, uite aici e nicolit. Sunt niște chestii pe care nu o să le folosesc foarte, cum zic, foarte devreme. Va mai dura până le folosesc. Și în același timp sunt mult prea multe. Înțeleg că poate ai nevoie să fie atât de multe. Dar nu știu ce să zic. Mi se par că oriunde te-ai duce sunt oruri. Efectiv, oriunde te-ai duce. Și am făcut rost de un cap de zombie, ceea ce mă bucură. Sunt mult prea multe, părerea mea. Și înțeleg că ai nevoie de ele, dar nu știu cum să faci. Poate să se găsească doar în anumite biomuri. Că mă distrag, o să trec pe lângă diamante și o să cred că e ceva zinc din ăsta sau altă balivernă de genul. Și pun cobor, uite, aoleu! Care da, uite pe ăsta, baby. Bine, ăsta are și sabie, nu știu cum o nimerit el, dar are sabie când e mai aproape. Am înțeles. Dar da, revenind la discuția despre modpack-uri, pline zonele astea. Și nu știu exact ce să iau. Că și asta e o problemă. Până n-ajungi să ai nevoie, consider că nu merită să-ți iei absolut nimic. Pentru că nu știi, iau ceva bun, iau ceva care nu-i bun. Ăla știu că trebuie să-l bat. Aia e clară treaba. Și s-o dus din 4 săgeți. Nu s-o dus din 4 săgeți. Stai că mă duc să-i mai dau una. Hai că dacă-ți dau cu asta, tot mai ai un pic de venit. Mă duc și eu mai aproape de voi. Deci da, n-o să iau absolut nimic în afară de diamante și voi merge în căutare de structuri. Hai să ne batem și noi. Iar un lucru pentru cei care o să încercați modpack-ul acesta, te petrify lichen. Dacă țineți arma în mână, zicem, bă, nu știu, uite, care armă e mai bună? Am astea 3. Asta epică, ai zice că e mai bună decât asta rară, dar nu știi care epică e mai bună, asta dă mai mult damage, dar... Na, o iei în mână și te uiți la power level, deschizi inventarul, 485 asta, 410 asta, 460 asta. Deci teoretic, eu ar trebui să mă plimb cu hammer-ul, numai că are durabilitate mult prea mică, 38 durabilitate, să fim sinceri, nu merită așa ceva. Deci voi sta cu halebarda de diamant. Dar, în cazul în care am de bătut un mob care pare mult prea puternic și îmi trebuie totemul tot timpul în mână, iau buzduganul ăsta că e numai pentru o mână. Deci ăsta dă ca lumea. Și atunci pot să țin și totemul. În cazul în care mor, aia e să sparge totemul, nu rămân pe undeva aiurea. Și îmi trebuie lapis, uite că ziceam că o să iau numai... Asta cum se numește? Ziceam că o să iau numai diamantul, mai iau și lapisul, pe care îl mai găsesc pe aici pe acolo. Că de multe ori pățesc să... Ule, ce e asta? Moonstone. Asta nu mai știu exact ce faci cu el, dar știu că e bine să am câteva bucăți la mine. Revenind, iau lapisul că de multe ori am pățit treaba asta să nu am. A, și redstone. Dă și redstone-ul, că și cu ăsta mai pățesc. Că nu iau deloc și după aia îmi trebuie o bucată la o rețetă total aleatorie. Atunci să fie luat acolo.
Bun, am rezolvat și ia uite că mă așteaptă și niște lapis. Nu o să le iau pe tot, aia rămâne. Mai găsim noi astăzi. Din ce stăm la povești, Row Lead, Industrial Revolution, lasă-mă cu revoluțiile tale. Momentan nu mă pricep. Moonstone, cu ăsta făceam Old Moon Altar Blackstone, de-aia ziceam că mai faci ceva cu el. Îi bun acolo la casa omului, Moonstone Pickaxe, Moonstone X, sau Moonstone X, cu verglas de ăsta. Ia uite, Comet Spear, poți să craftezi Blue Moon Greatsword, ok, that's nice, Gale Force, da, deci ăsta e bun, Sword of Freyr, dacă fac rost de un Lord Soul și Night Edge. Deci știam eu ceva, dar nu știam până în capăt. Bun, mergând mai departe, era un subiect, nu mai știu despre ce, despre care voiam să vorbesc, dar era un subiect. L-aveam în minte, m-am luat cu astea și am sărit peste el. Ia uite, ceva peșteră mare în față, îmi place. Am ajuns la ea. Numai că să fiu foarte atent ce-i pe aici pe lângă. Deci, am discutat despre minereuri. Baby zombie, bun. Măcar pot să-i bat ca lumea. Mai au și niște lapis. Am mai povestit despre mod. Așa, da, exact. Ăsta e subiectul care mi-a venit în minte. Când eram la Create, da? Modul Create cu Limestone. M-a întrebat cineva pe live-ul de duminica trecută și mi s-a părut un subiect interesant așa să-l mai... Să ne batem un pic capul cu el pe videoclip. Am și Gleaming Ore, ăsta pare cam rar, nu l-am întâlnit până acum, am să-l iau. Deci, care e povestea cu modpack-ul? M-a întrebat omul, a zis, e atât de greu să faci un modpack? M-a întrebat cineva, probabil, na, ne știm tare multe despre, au zis, mă, chiar atât de greu o fi? Ca orice om, până la urmă, probabil toți ne-am întrebat la un moment dat, e greu să faci un modpack sau nu e greu să faci un modpack? Și părerea mea, ca om care o mai testat chestii și o mai făcut chestii, bine, nu un expert, așa, un ăsta, cum se numește, un om care a încercat niște chestii, am ajuns la concluzia că e greu, dar nu e imposibil să faci un modpack. Și de ce zic eu că e greu? Ei bine, exact ce s-a întâmplat mai devreme. Și anume, avem modul Create care spawnează limestone și mai avem modul celălalt, Terra ceva, care la rândul său spawnează limestone. Și dacă nu știi un pic de coding, vin zombie să mă atace. Dacă nu știi un pic să codezi, playerul se va enerva că el găsește limestone blocuri din modul create. Însă blocurile de limestone din modul create nu cred că poți tu ia uite, asta e schis. Ok. Nu cred că le poți transforma în limestone chunk de care ai nevoie pentru a da reforge la chestii. Și atunci automat tu ești înconjurat de limestone, cum îți și eu pe aici. Asta e schist, mă rog, asta e altceva. Dar sunt înconjurat de limestone și nu-l pot folosi. Pentru că persoana care a făcut modpack-ul nu știe să codeze. Și atunci, practic, nu-i greu să arunci niște moduri unul peste celălalt și să zici, o, domnule, ia uite ce modpack am făcut, vă rog frumos, jucați-mi toți modpack-ul. Nu-i greu să-l faci. E greu când ajungi la părțile astea de compatibilitate sau rețete care se... Hai să te umori pe tine. Sunt anumite rețete din moduri diferite, doar că o să meargă numai una. Dacă să zicem că ai o rețetă de crafting la o sabie. Da? Și... Sau nu, o sabie cred că e mult. Îți două iteme diferite, dar cu aceeași rețetă. Tu nu le poți crafta pe amândouă din aceeași rețetă. Și atunci automat îți trebuie un pic de cunoștință. Și l-am luat, mi-a dat și vergas. Bun. Îți trebuie un pic de cunoștință în direcția asta ca să schimbi tu rețetele respective. Adică ai o rețetă de clopot și o rețetă de clopoțel, da? Ai unul pe care îl ții în mână și îl folosești. Ai unul, mamă cât zombi vin,
pe care îl pui pe jos și se craftează exact la fel. Atunci tu, ca să poți face rost de ele, trebuie să schimbi un pic rețetele. Unul să se crafteze cu gold block, de exemplu, și unul cu gold ingot. În sfârșit, primele diamante! Hai că le iau din partea asta. Și atunci, da, trebuie să ai un pic de cunoștințe în direcția de monazit. Ok, asta e industrializare, nu mă bag. Deci trebuie să știi un pic să le schimbi. Cam asta e toată chestia, plus mai sunt probleme între ele, mici chestii, mici nebunii și trebuie să te pricepi ca să rezolvi lucrurile care nu sunt compatibile. Că, na, sunt fel și fel de moduri, nu toate se pupă bine între ele. Pe lângă asta, trebuie să faci modul respectiv să aibă... Ia uite, scăreți. Ah, și spawner de scheleți. Bun, trebuie ca modul respectiv să aibă, vă sparg pe voi, pun torțe pe aici și sparg fiecare spawner. Mamă, zombie și o baby de ăsta. Vrei ca modul să fie cât mai ușor de jucat, adică cât mai bine optimizat. Aici voiam să ajung, pentru că Minecraft-ul nu-i deloc optimizat, cel puțin părerea mea. Și problema cea mai mare pe care o întâlnesc e că nu mă pot juca Minecraft Vanilla. Și asta nu e o glumă, chiar nu mă pot juca Minecraft Vanilla dacă nu... Trebuie să sparg alea că se spunează mult prea mulți. Nu mă pot juca Minecraft Vanilla dacă nu bag moduri de optimizare. Cum ar fi Sodium, cum ar fi ăsta, Irisii pentru shader, dar cum ar fi Rubidium și așa mai departe. Deci un lucru foarte important, optimizarea modpack-ului, ca playerii, indiferent de PC-ul lor, că e bun sau e mai slăbuț, să se poată juca. Deci chunk-urile să nu se încarce mult prea rapid, mobii să nu fie mult prea mulți, așa, structurile să se genereze într-un anumit fel și, mă rog, multe altele. Aici deja nu-i punctul meu forte. Și iar la un modpack bun, o poveste în spate, cum are cel puțin Prominence 2 povestea asta, că uite, invadează și se întâmplă XYZ lucru. Nu doar arunci 100 de moduri într-un loc și zici, domnule, gata, ăsta e modpack-ul. Deci sunt multe, multe lucruri care intră în cum să faci un modpack ca lumea. Ia uite, ce frumos, Smite 5, un măr de aur, de la aici. Arrow cu instant damage, superb, dă-l doamne aici, cât mai multe săgeți cu instant damage, că nu trebuie să le fac eu. Spell power, arc cu mending, nu-mi plac arcurile cu mending. Arrow cu speed, o să le iau toate astea și le verific după. Deci tot ce înseamnă cărticică, am să iau de aici, arc cu chain reaction, instant damage, așa mă, dă-i cât de multe, oh, nu cred, o coasă, care din păcate nu are enchantul ca lumea, tempest ăsta, oare dacă vreau să-l fac legendar, ce material îmi trebuie? Că nu se, băi, nu da, nu se craftează cu nimic, asta e partea ciudată, avem acolo ceva, nu știu cum a apărut ăsta. Dar nu o să-l iau ăla. Arcul, ce zicea care? Deeping chestie, nu mă interesează. Un Soul Star, pune-l acolo. Un Anvil. Vreau Smite 5-ul ca să îngolez puțin inventarul. Și acum pe cealaltă parte. Există, fun fact, chiar și o hartă pentru zona asta. Deci o hartă care te aduce aici. Lootul e bun. Fortune 1, ia-l acolo. Growing. Ce face ăsta? Nu știu ce face growing-ul, lasă-l să fie. Mai văd unul. Am ratat eu ceva spawner aici? Mă, baby chestie. Te-am ratat pe tine sau am ratat spawner-ul din care vii tu? Că aici tăvă spawner. Ciudat. Smite 3, prospector. Deci aparent trebuie să mă uit pe ăsta cărți. N-am ce face. Fortune 1. Clar nu. Am zis că le iau, dar... Nu merită.
Acum, arrow cu instant damage, cu weakness, bun or fi. Phantom Mark, sets glowing on the target relative to the level of the enchantment. Ok, să fie primit. Smite 3, nu cred că l-aș lua. Prospector 3, a chance to find an emerald upon killing a target. Nu stai fain dacă ai nevoie de emeralde. Fire Focus, increase the amount of damage done by fire attacks, especially fire aspect. Ah, deci dacă am fire aspect și am și fire focus, îi dă increase la damage. Nu cred că o să-l folosesc eu, dar ia uite, două de smite 3 facem și noi de un smite 4, dacă mai am nevoie. Anima Conduit, each XP orb grants a small amount of health. Mamă, ăsta e șmecher. Deci dacă iau experiență, fac și primesc și niște viață. Refreshment, refills empty bottles as health potions upon kill with a weapon. Deci dacă am, măi, stai un pic. Dacă am, să zicem, empty bottle, da? Deci am sticle goale și omor, în timp ce am refreshment 1 pe sabie, le transformă în health potions, ce tare, și spell power. Increases all kinds of spell damage you deal. Ok, ok, să fie primit. De problema e că mie toate mi se par bune. Asta e cea mai mare problemă și le păstrez. Dar, ce avem aici? Un runic tablet. Și uite, charcoal pentru a crafta mai multe torțe. Oricum o să folosesc astăzi. Probabil mai facem încă un videoclip prin peșteri, în care mai povestim despre una alta. Smite nu mă ajută. Ce avem aici? Arc. Din păcate nimic interesant. Chains, a chance to pull mobs together and slow them. Ok, pretty decent. Și ce avem aici? Soul Devourer 1, multiplies XP gained from a kill. Holy, dă-l aici. Dă-l aici că ăsta sună bine. Deci o grămadă de cărți, chiar dacă îi enchantul de level 1, better than nothing. Sau cel puțin asta e părerea mea, mai bine decât nimic, chiar și cu un enchant de level 1. Bă, dar tu de unde tot apari? Pe aici nu mai văd niciun cufăr pe care să nu-l fi deschis. Ba, uite ăsta. Deci era să-l ratez. Un cuțitaș de tăiat pită. Slows and applies mining fatigue to attacker. Deci îl încetinește și de mining fatigue să nu poată sparge blocuri. Nu pot zice că mă ajută tare mult. N-am ratat nimic pe aici, atunci voi pleca. Las și tablița asta. Atât. Vreau diamante, dar ce e asta? Crafting component. Gleaming powder. Fac Ender Pouch, nice. Fac monoclu, placebo, nu-s curios. Item magnet, deci e bun la ceva. Așa că îl voi păstra. Acum, în ce direcție să merg? Lasă-mă, bre, în pace, m-am bătut deja cu tot neamul tău aici. Eu am altă treabă. Peșterile astea ce zic? Uite aici ceva. În partea asta Redstone Caves, știu că le-am mai văzut. Deci îs cave-uri. Numai că nu văd nicio structură interesantă aici. Oh, asta e o catacombă. Vreau să mergem în catacombe pentru a face rost de scepter. Asta e un Ancient City, cam micuț. Asta e un Ancient City ca lumea. Sau asta e o catacombă? Cred că și asta e o catacombă. Încă un Ancient City ca lumea. Deci îmi arată peste tot pe unde am explorat eu. Ce chestie. Ar merge un Ancient City. N-am să mint, uite ce e asta. Asta e ceva, templu de... A, cred că e templul ăla în care am fost. Bine, să mă întorc unde sunt eu acum. Din păcate, nu mai e nimic interesant, numai aici, Plains. Deci, trebuie să iau în direcția aia, dar n-am târnă cop pentru a merge în direcția aia. Aici să deschid o nouă zonă, când mă cațăr un pic. Hai că mă duc încolo și până la urmă trebuie să ajung eu undeva. Adică mi se pare imposibil să mă duc nicăieri. Locul ăsta. Mai găsesc o structură. Mai ciordelez de pe acolo un alta. Că până acum am găsit loot destul de bun, dar n-am găsit diamante, ceea ce căutam. După ce am mai explorat puțin, am dat de acest mineshaft care mă sperie. Bro, de ce puneți TNT-uri pe aici? Eu înțeleg că e șmecher. Bine, până mineshaft e șmecher. Dar prin alte structuri pe care vrei să le păstrezi intacte, îi destul de nașpa. Ia uite, am găsit încă un mineshaft ca ultima dată în Badlands-ul ăla. Numai că aici e mai șmecher cu cufere cu astea. Să ia, uite, voi lua cărbunele.
Nu știu dacă merită tornsul, nu? Nașpa. Nu știu dacă merită să mă chinui cu aur sau fier. Opa, pot să fac o coasă din fier, diamant, aur, ceea ce e bine. Și atunci mă pot distra cu ea, să-i dau reforge. Abia aștept să ajung și eu până end, totul să fie legendar. O să iasă șmecher când ajungem pe acolo. Dar, ia uite, Aqua Dashers, bun. Modulul ăsta să fie. Black Lotus, am deja două, nu cred că mai are sens. Da, ăștia ce fac? Allows the wearer to walk on fluids while sprinting. Oh, damn, ce șmecher e ăsta. Îmi place. Îmi place super mult. Oare pot să-mi pun? Da, și acum o să merg pe apă. Nice. Merge și pe lavă? Zicea fluide. Acum, nu știu dacă... Na, fluide care ard. Aia e întrebarea cea mai mare. Și ce nu-mi place la hartă? Astăzi cred că vorbim despre chestii care nu-mi plac. Îi că mi-arată... E și normal. Numai că, na, când explorezi mai nașpa un pic. Îmi arată... locurile la același nivel. Deci dacă mă uit aici și văd, stai așa, un d-asta, da? O catacombă din asta. Îi la level 3 și eu sunt tot la level 3. Însă dacă am să cobor, îmi schimbă și nu mai văd ceea ce căutam. De asta trebuie să mă uit foarte atent unde e zona aia pe care o caut și văd eu pe acolo. Dar bine de știu pe viitor. Acum, astea nu mă ajută cu nimic. Asta, Antic Ink. Ce puteam face cu el? Sepia Globe. Ah, pot să schimb ăsta. Withered Map. Mă bate. Written Book. Ok, numai că arată ea mai șmecheră. Și cam atât. Bine, aruncă totul acolo. Le păstrez. Ink securile. Și mai departe un pic. Asta e din Prominence, asfalt. N-am nevoie de asfalt, pe bune, aduceți-l în România, dar mie nu mi-l trebuie neapărat, adică n-am ce face cu el. Aparent, fără să vreau, am ajuns la această structură despre care vorbeam, dar îi la minus 26, deci puțin mai jos. Însă, vreau diamantele astea, sau bine, diamantul ăsta, că e numai unul, sau uite-ți două, super, dă-le aici. Și mai jos un pic... Am gleaming-ul ăsta pe care îl voi lua să fie. Deci până acum 3 diamante, not stonks, dacă mă întrebați pe mine. Dar să putea și mai rău, așa că n-am să mă plâng. Acolo jos ceva, nu văd niciun diamant. Voi merge drept încolo cu pickaxe-ul ăsta și sper că intru exact la ei în construcție. La minus 25, da? Ar trebui să mă bage cel puțin în partea de sus, dacă nu chiar în partea de jos. Că, na, de la 25 să se ridice. Hai încă un pic și ajung la structura scheleților, care sper să nu fie plină de TNT-uri sau de apă. Deci nu-i nici apă, nici TNT, ceea ce mă bucură. Și am ajuns deasupra. Deci jos e mare aventură, plină de spawnere, probabil. Spawner pe aici. Sper că nu spawnere din alea pârlite. Bine, pârlite, enervante. Pe sub slab-uri pe aici. Că ar fi aiurea. Da, o să mă uit eu. Bun, ce-i prin cufere? Mamă, ia uite-l! Ia uite-l! Deci am o lopată epică. O păstrez și asta legendară, că na, să fie acolo de... Să fie acolo, pur și simplu. Îmi place că e legendară. Și e primul item legendar, Enchanted Golden Apple, sabie de diamant. Bă, ce se întâmplă aici? Atât de rar îi? Bun, sabia asta nu aș lua-o. Pot să o prăjesc? Pot să-i fac ceva? Să o stric ca să-mi dea diamant? Nu, nu pot. Pot face Hex Blade Offering? Keep inventory to ward away Hex, consuming the item when Hexed. Use on a block to summon a friendly Hex Blade Portal. Bun, deci îmi trebuie un bloc de ametist. Păi dă sabia asta, că nu mai stric diamante pe ea. Deci, e bine, m-am uitat. Cam asta e concluzia. Dă două mere de aur încentate? Mamă, bine, mă gândesc și eu că la boși din aia puternici sunt irelevante astea. Dar așa, ca fapt divers, drăguț din partea lor. Puteau să nu-mi dea nimic. Și stai că eu am coborât aiurea. Că sus mai ies chestii, sau cel puțin pare că... Mai ies lucruri. Bun, ce avem pe aici? Deci astea au fost, stai, că ce-am găsit eu
Erau alea bune, a? Să înțeleg. Erau chesturile alea cele mai bune, nu doar bune. Cu două mere de aur încantate, patru diamante. Bă, băiatule, jucați greu. Greu de prins, greu de atins. Deci o merita structura asta. Ia uite spawnerele. Ia uite-le, cave spider. Dă bă, stai, bă, stai că e plin aici de cave spider. Uai, ce o să mă ardă ăștia. Deci, retragerea. Jucăm în retragere, da? Astăzi, sau momentan cel puțin. Două bucăți și moare. Mamă, refreshment și două diamante. Dă-i că-l bat pe ăsta. Deci am dat-o în retragere un pic. Și acum, spawnerul ăsta că l-am văzut. Știam eu că au rămas aici, în spate. Gata. Am rezolvat zona asta cel puțin. Un cave spider aici micuț. Mare criticală ce i-am dat. Și acum lutăm. Îi aud pe sub mine. Dar ce să le fac? Aie. O să-i omor eu când le va veni momentul. Auleu! Auleu! Stai așa! Stai așa! Sparge-l pe ăsta, strei. Și ăsta de aici pe stânga, iară strei. Bun. Interesantă zonă. Asta pare ca un boss room. Cred că astăzi ne vom lungi un pic, pentru că am găsit zona asta cam târziu pe video. Dar, ce avem aici? Două mere de aur, niște aur, niște fier. Astea au fost singurele două cufere din partea asta, da. Au fost singurele două. Cu grijă și cu atenție să nu cadă iurea pe aici, că nu vreau asta. Am foarte mult spider pe sub mine, ceea ce nu-mi place, dar asta este. Mă voi bate cu ei până la urmă. Și hai o țară mai jos la băiatul ăsta, uite că mă așteaptă. Uai, cât să-s... Vine armata acolo. Bă, stai un pic. Ăsta cânta la fluier, la flaut. Hai să mănânc. Lăsați-mă să bag și aici o mâncare corectă, corespunzătoare. Încă un măr de aur încantat. Sharpness nu mă ajută. Pe ăsta l-aveam. Nu l-aveam. Bone meal. Bun, bagă diamantele acolo. 11 diamante până acum și 3 mere încantate. În caz de problemă, să rezolvă cu niște mere de aur. De fapt, chiar cred că pot să bag un măr de aur. Și mai era un cufăr pe aici. Cred că era un cufăr, da, uite-l. În zona asta, mending. O, dă-l aici mending, să fie primit. Deci, o lăsăm pe asta cu mending. Ia uite că în zona asta îmi dau unelte, deci sub pământ. Îi loot bun pe partea de unelte, se pare. Cufărul ăsta. Aha, auleu, mimic. Pleacă, bă. Du-te, bă, de aici. Mă, are și 60 viață ca să fie treaba. Nu știam ce mă bate. Chest slayer, da. Omor chestul, în loc să fur din el. Eu-l omor, arată mă duce capul. Bun, hai că în cazul în care se întâmplă ceva. Respawn point aici jos. Și unde să auleu, unde spawnerele pe engeni? Că nu vreau poison. Deci, ziceți băieții, unde să spawnerele? Că trebuie să fie pe aici, nu au apărut ei așa din așa random, da. Ia uite-l. Bă. Fiți cuminți, da? Nu v-am făcut nimic încă. Mamă, și mimicul ăla mă atacă. Deci fiți atenți cum facem. Eu dau, voi muriți. Auleu. Sper că în partea aia nu-i vreun shrieker. Sau pe aici, până apropiere. Deci te spar pe tine și pe tine. Și după aia shriekerul care e aici lângă mine. Nu-i niciun shrieker. Bun. Nu știu de ce avem băile termale. Au făcut băieții aici băile herculane pentru scheleți. Barrel-urile goale. N-au mai avut bani să bage loot acolo. Stai că tu mă ataci, nu-mi place despre tine. Cufere, da? Aici 4 bucăți de gold. Mă duc pe shift. Băi, nu da. Nu dacă eu survolez zona. Dacă e un shrieker și chemăm Warden-ul aici, a? Te-ai gândit la asta? Nu te-ai gândit la asta. Numai eu m-am gândit la asta. Deci lootul de sus era cel mai bun. Am înțeles acum. Mulțumesc de precizare. Că ăla de sus e cel mai bun. Aici jos, uite, mai găsim un bloc de aur. Ăla aici, că... Păi, păcat așa să nu-l iau. Și acum o să fie cineva în comentarii. Îmi place că ei
blocul de aur. Da, nu te mai chinui să, mă rog, blocurile de aur. Nu te mai sfiești să iei alea patru ingături pe care le-ai lăsat. Hai mă să zic o poveste. Hai să zic și ție o poveste. Văd că mai este ceva iteme pe aici. Dar da, m-am ajuns. Patru bucăți de aur. Cum să le iau? Așa când e un bloc, altfel discutăm, mă. Hai sus. Mai sus și aici. Teoretic, a, am fost în zona asta, am fost mai în față. Da, n-am fost aici. Ok, mamă, stai așa, Diamond Chest Plate Epic. Că tot m-am plâns eu ultima dată că nu-mi dă nimeni armură. Și că trebuie să mi-o craftez eu. Ia uite, m-a auzit jocul. Mă zis, ia mă, iteme, săracule. Apreciez totuși. Nu o zic nimic că m-a făcut jocul sărac, că știu și eu că-s. Are Magic Protection, sărăcie. Dar merge. Ce-i drept acum să mai și comentez, epic. Zic mulțumesc, boda proste și am plecat. Uite-l ăsta, mai multe diamante. Deci structurile trebuie vânate. Asta ce era? Common, bine. Structurile trebuie vânate. Ia uite, am făcut 3 diamante toată excursia noastră. Și acum mare 8 diamante. Ce? 8 și 8. 3, așa, 14 diamante. Nu 8, mă gândeam eu la 11. 14 diamante numai din zona asta. Sper că n-am ratat vreun cufăr. Ia uite ce era să ratez. Era să ratez mare 2 mere de aur enchantate. Îmi vreau patul ăsta, Sion. Că e mai frumos decât ce am eu. Ce am eu merge așa pe sărăcie și nu-mi place. Alb. Nu-i pont. E scurate chiar șafurile, n-am făcut în ele, dar... Totuși. Bun. Vreau să te sparg pe tine. Mi-a dat torțe. Ok. Merg decât nimic. Skeleton. Suna Spider. Pentru 2 secunde. Torțe, mai am 32. Și cam asta a fost structura. Din ce mai știu și mi-aduc eu aminte, și pentru structura asta ar trebui să se găsească hartă. Deci sunt foarte multe hărți, ceea ce e bine și mă bucură, că te trimite într-o aventură. Și aici chiar e lootul bun. Doar că uneori mai ai noroc să te trimită într-o aventură la mii sau zeci de mii de blocuri distanță, ceea ce e așa un pic, parcă n-am chef de zeci de mii de blocuri distanță. Mansion City acolo jos. Ceva prin apropiere aveți? Ametist, ca să-mi fac un Hexblade de ăla. Și cam atât. Păi, hai că... ce aici? Deci dacă mă duc încolo. Sneak 100, mulțumesc. Shrieker avem sau n-avem? Uite, pot să încerc. Că să ieși lângă. Pot să încerc schema du-te pe lavă. Ăsta zice că mă duce pe fluide. Da, dar iau damage aparent. Deci fluide ca fluide, dar mi-au damage-ul. Atunci nu-i tare pont. Shrieker nu văd, trebuia să lumineze. Mă luăm în partea asta. Și m-am băgat aiurea. Foarte aiurea. Dacă pun apă, ajung pe partea aia. Și dacă ajung pe partea aia, nu știu dacă găsesc ceva, dar mă mai plimb pe aici. Mai sare un diamant în ochi, un cufăr așa, ar fi drăguț. Totuși, mă duc bine spre ceva probabil. Acum chiar aș vrea ametistul ăla pe care l-am găsit la începutul videoclipului. Ca să-l combin cu o sabie din asta. E și rară, e ce trebuie, n-are enchanturi. Cred că trebuia să iau eu ceva sabie cu enchanturi. Pe care n-am luat-o, dar aia e acum. Și de aici, probabil tot în sus, pe unde pot. Da, în partea asta în sus. Ca să ies la suprafață. Diamante am găsit acolo cât de cât pentru armură. La final mă voi ocupa de armura aia. Salut! Pa! Dă blocuri că vine! Dă că vine și nu vreau să vină. Da, te uiți la mine? Și eu mă uit la tine, nu știu în care direcție să plec. Am făcut și level 5-7? Pă bune? Aparent, am făcut level 5-7. Bun, atunci, Creeper-e, eu am să te las acolo. Zic să te bucur că nu te-am omorât. Și am să plec în căutarea unei geode pentru a face un Hexblade și
să deschid un portal. Hai că am ajuns foarte aproape de o geodă, sau cel puțin așa pare, când mă uit în dreapta sus. Opa, salut băieții, ce aveți aici? Supply-uri, Iron Great Hammer, mulțumesc, Diamond Twin Blade și Amethyst Shard plus Măr de Aur Enchantat. Ok, asta da. Smithing Table, pretty nice, dar unde e asta? Aoleu, stai. Îi mai sus un pic. Deci zice la minus 47. Deci dacă merg în direcția aia, ar trebui să găsesc geoda. Și, da, uite, am găsit-o. Ce consider că lipsește din acest modpack și m-ar ajuta super mult, cel puțin pe mine, nu știu dacă pe toată lumea, dar pe mine m-ar ajuta treaba asta, ar fi un mod care să-mi arate când nu mai am durabilitate. Uite cum e acum. Asta mai are 5-8. Să-mi arate în stânga jos, că, bă, domnule, vezi că ți se sparge casca, dă-o jos sau fă-i ceva, repar-o. Eventual chiar și să-mi apară ceva pe ecran cu un datapack. Ar fi fost forță. Însă, sărind peste treaba asta, am un smithing table. Am și o sabie de diamant. Ia uite aici. Păi, rară ea, dar nu contează. Teoretic, dacă o pun acolo, așa, pot să fac un Hexblade Offering. Și acum, keep in inventory to ward away hex. Ok. Consuming the item when hexed, use on a block to summon a friendly Hexblade portal. Bun. To ward away hex. Deci îmi trebuie două săbi de genul? Cred că da. Da, o să aflu eu când vine vorba de asta. Deci, click dreapta. Auleu! Auleu! Ce sunt ăștia? Bă! Bă! Fugi! Să nu știu care e faza cu ei. Poți să-i omor? Auleu, da! Da, o ieșit tăți din... Ah, deci ăștia cred că stăți. Nu! Totemul! Fugi! Am totemul în mână în caz că mă bat băieții. Auleu, vin! Stai! Mărul de aur enchantat! Bagă mărul de aur enchantat! Așa. Fugi de ei. Îmi trebuie un totem. Și pe lângă totem... Da, pe care să-l pun în offhand. Am nevoie de buzduganul ăsta. Hai mă, dacă ești maker. Deci, fii atent. Îți dau de aici. Și ție. Gata. Bun, i-am bătut. Acum m-o cam prins băieții. N-am să mint. Aici, da? S-a despăunat. Dar mi-a dropat ceva măcar? Nu mi-a dropat nimic. Deci am stricat două diamante pe degeaba. Aș aprecia să-mi spuneți voi în comentarii despre lucrul ăsta, oricum o să mai caut și eu. Mi-am spart un totem, am băgat un măr enchantat. Se putea și mai rău, n-am să mint. Bloc de ametist, păstrăm. Smithing table-ul, să-l pun aici. Ce mai las? Buzduganul acolo. Ăsta o să-l iau pe mine. Cam atât, cred. Am piatră. Și voi lua envilul totuși. Acum, cu diamantele astea de care am făcut rost, o să-mi craftez o cască și niște pantaloni. Exact aici în geodă. Mă ascund frumos. Și pun envilul. Pun un crafting table. Acolo închid în cazul în care vine cineva răuvoitor să mă bată. Acum, am chestplate-ul. Da, chestplate-ul ăsta șmecher. Îi și... Epic, mie îmi convine. Cu... Stai un pic. Ăsta la altă l-arunc. Ăsta se păstrează. Casca asta e mai șmecheră decât aia. Pantalonii ăștia au mai multă armură. Și gata, am rezolvat. Vine momentul pentru cască și pantalon, da? Casca e rară și asta e rară, dar îmi dau minus durabilitate și viață, ceea ce nu mă bucură. Sărare, pentru că bagă un armură în plus, aparent. Eu vreau să le modific un pic cu niște limestone. Hai că am învățat scheme și astăzi le tot folosesc, dar din coace. Pune pantalonii, limestone-ul și diamantul. Bam, reforge în comun. Uncommon, mie mi-ajunge, n-are minus la nimic. Epic din prima, frumos, durabilitate și 5% speed. Pune-le acolo, mă mișc ca lumea, îs și eu full diamant. A fost o excursie foarte bună.
Păcat că nu mai am diamante pentru alte chestii, deci cam puține diamante, dar în rest loot-ul chiar mi-a plăcut. Ar merge și un târnăcop ca lumea, dar stai așa. Bagă anvil-ul, bagă crafting table-ul înapoi, dă fierul și mai îmi fac un târnăcop. Sau să-l repar pe ăsta. Nu cred că merită reparat ceva de fier. Cred că mai rapid, ca să nu stric experiență, forjez unul, că n-o fi atât de rău să stric niște fier. Sau ui, dacă n-are chef să-mi dea nimic. Epic, gata. 10% dig, unul rich, Doamne ajută, nu mai contează. Decât să stric experiență, chiar prefer un pic de fier. Și exact la fel, deci au ele niște chestii. Când îl sparg pe ăsta, am unul de rezervă, suntem bine. Am făcut rost și de ceva cable deep slate, ceva cable stone acolo să fie, le păstrez, amethyst shard, mere de aur enchantate, mere de aur în plus, cred că am mâncat unul și aveam, sau câte aveam, aveam 32, acum că cred că aveam vreo 34 când am început, ceva de genul ăsta. Așa, asta cu mending, ceea ce e forță, cam atât am în momentul de față, îs full diamant, asta m-a interesat. Ăsta a fost rolul principal al excursiei și în rest am mai deschis ceva Simply Swords. Runic overall, collect the rest of the uniques. Collect them all. Și nu... Trebuie să le iau pe toate, Awakened Leech. Obtain a unique weapon. Și trebuie să-i las o armă unică. Pot sabia asta? Valid items for obtain a unique weapon. Stai un pic. Deci, eu am aici arma aia. Astăzi aflăm chestii. Nu am aici. O am prin cufere pe acasă, cred, Stormbringer-ul ăla. Nether Fused Gem. Sunfire. Pot să-l craftez, cred că, sau-l găsesc undeva. Deci trebuie să le iau și astea care par unice. Crystalline Trust, Frostfall, Ice Whisperer. Deci toate itemele... Asta trebuie să le iau, Stormbringer-ul. Să-i dau submit aici. Interesant. Și asta e reward-ul, cred că după ce le iau pe toate, cred. Nu, trebuie să încep de aici, din Simply Swords. Să-l bifez asta. Simply Swords offers over 15 weapons types for the player to utilize. Ok, și pot obține de aici 5 nivele de experiență. Empowered Remnant. Smith with a runic tablet or netherite ingot to create a gem. By melting down unique weapons. Deci trebuie să smeltuiesc un item unic. Bine de știu pe viitor să păstrez itemele unice. Și acum am power level de 150 și cu asta în mână 485. Deci mi-a crescut power level-ul cu 25. Însă mai am două puncte pe care le voi pune în attack speed și viață. Mai multă viață tot timpul e bună. Cel puțin asta e filozofia mea. Cu cât mai multă viață, cu atât mai bine. Și voi merge încet spre casă, iar data viitoare, cred că aș putea, da, de fapt nu cred, sunt sigur că pot să merg până în Nether.